Bună! Eu sunt Ela, bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu. Astăzi avem un nou video. Pentru videoul de astăzi am simțit nevoia să fac un video tip Get Ready With Me. Asta înseamnă că vreau să mă machiez împreună cu voi, dar să și povestim puțin despre ce se întâmplă în viața mea în ultima perioadă și subiecte despre care mi-ați spus voi că vreți să vorbesc. Este ora 9 și 10 minute, este sâmbătă și astăzi mergem la mama mea acasă pentru că este ziua ei de nume. Mi-am pregătit cafeaua, o am lângă mine, sunt în pijamale și urmează să mă și schimb, dar vreau să mă machiez împreună cu voi. Așa, trecând peste mica marea introducere, aici lângă mine mi-am aranjat câteva produse foarte, foarte basic pentru că nu vreau să mă machiez exagerat de mult și așa mă machiez în fiecare zi. Și să-i dăm drumul. Ca și fond de ten folosesc acesta de la Catrice, All Matte. Îmi place mult, mult de tot. Și pun două pompe pe mână și îl folosesc cu burețel de la Elf. Bun. Ideea acestui clip este să vă povestesc ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă în viața mea, pentru că s-au întâmplat câteva chestii noi. Am încercat să vorbesc cât timp mi-am întins fondul de ten, însă nu se poate. Ideea este că eu am terminat 6 ani de politehnică, 4 ani de licență cu 2 ani de master. Specializarea mea este inginerie chimică în industria alimentară pentru licență, iar la master am optat pe scurt pentru chimie organică. Așa, după 6 ani de facultate, dragostea mea pentru medicină nu s-a stins și am simțit nevoia să mă mai scriu la facultate, așa că când s-a dat drumul scrierilor pentru facultatea de medicină și farmacie Victor Babeș, m-am înscris la secția de asistent medical generalist unde am fost admisă, așa că din 21 septembrie voi fi din nou studentă în anul 1 de facultate. În legătură cu actele, au fost o grămadă de acte care au trebuit completate și pregătite. La fel, trebuie să și le și duc la secretariat în septembrie. Ideea este că a trebuit să aduc multe, multe acte de la fosta facultate sau de la Politehnică. Și am avut niște experiențe destul de neplăcute cu acele acte. O să vă povestesc și voi acum una dintre ele. Pe lângă faptul că pe unul dintre documente l-am primit scanat pentru că așa am dorit pe e-mail, a trebuit să-l aduc și în variantă fizică pentru că să-l pun la dosar, iar când am fost la facultate mi-au spus că mi-au pierdut documentul și au trebuit să fac altul și nu știu, sper să nu am probleme pentru că este puțin diferit față de ceea ce aveam eu scanat și depus la dosar. Iar cel mai tare m-a deranjat faptul că diplomele de licență se eliberează în anul următor, adică dacă anul ăsta am terminat facultatea, la fel și cu cel de master, dacă anul acesta am terminat masterul, eu abia anul viitor primesc diploma de licență, de master sau licență, așa. Și eu când am sunat să-mi fac programare ca să-mi ridic diploma, am întrebat, trebuie să plătești ceva taxă? Și mi-a spus, nu, trebuie să vii doar cu cererea completată și cu un pix și cu mască. Ok. Și când am ajuns acolo, spre surprinderea mea, mi-a spus, trebuie să plătești diploma, 50 de lei. Poftim? Adică, eu v-am întrebat când am depus, când v-am sunat să-mi fac programare, eu v-am întrebat ce și cum, dacă trebuie să mai plătești ceva bani și așa mai departe. Și voi îmi spuneți acum, în ziua în care eu am ajuns să-mi iau diploma, spuneți că trebuia să plătesc taxă. Bun, mi-a spus că trebuie să cobor înapoi la parte, la subsol și să plătesc acolo. Când am ajuns acolo, acolo iar am fost foarte dezamăgită, pentru că am întrebat dacă pot să plătesc cu cardul. Și mi-a spus, nu, cu cardul ți-l plătesc doar taxele de școlarizare sau restanțele. În anul 2020. Universitatea Politehnică Timișoara. Da,
Norocul meu a fost că am avut bani scoși și aveam 50 de lei cash. Dar mi se pare absurd să spui că nu trebuie să plătești taxe și când ajung acolo spui că trebuie să plătești 50 de lei și cash, neapărat nu. Să nu fie bani cu cardul, pentru că ei au POS, dar nu îl folosesc decât la anumite tranzacții. Păi stai puțin, că nu e ok. Adică ești audita mai universitate, în fine, niște chestii care m-au deranjat. Bun, ce am mai făcut până acum, între timp cât am vorbit cu voi, mi-am pus concealerul acesta de la Catrice, camuflaj, eu l-am în nuanța 10, nuanța 10? Unde scrie? În nuanța 10 Porcelain. Și am setat totul cu pudra de la Wet n Wild, îmi scuza degetul care este rănit, în nuanța Warm Light. Mai îmi pun hoțăr așa, cât vorbesc cu voi. De când am venit din America, tot mi-am căutat ceva să lucrez, având în vedere că am studii superioare și postuniversitare, am zis că nu vreau să lucrez într-o fabrică sau la un magazin sau gen vânzătoare și așa mai departe. Între timp a venit drăguța de pandemie și totul a rămas așa, stagnat, nu am găsit nimic, am căutat, nimic, nimic. La noi în oraș se deschide un magazin Dedeman și mi-am depus CV-ul acolo sperând că măcar pe un post o să găsesc ceva și acolo de lucru. Nu știu, aveam nevoie de o stabilitate financiară. Ideea este că am fost la interviu pe postul de relații umane. Așa, postul deja era dat când am fost eu și mi-au propus să încerc pe postul de informații clienți. Adică este un birou, dacă n-ați fost până acum, este un birou în față unde vii și faci retur la unele produse sau ai nevoie de garanție sau vrei factură sau așa mai departe. Sau. Dar momentan sunt în școlarizare împreună cu fetele. Suntem 5 fete care facem școlarizare pentru acest post. Eu nu știu nimic din ceea ce se întâmplă acolo. Eu trebuie să învăț totul de la zero și trebuie să depun eforturi mari. Pentru mine primele 3 zile au fost groaznice, în sensul că eram foarte obosită când am venit acasă. E, ultimele 2 zile din săptămână au fost ok, adică am venit liniștit acasă, aseară încă am și spălat, aseară am făcut multe chestii extra și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care nu am postat joi, pentru că venind miercuri super obosită, luni, marți, miercuri super obosită, n-am avut timp să filmez efectiv. Bun, mai departe folosesc bronzerul de la Physicians Formula. Chestii, na, probabil nu le înțeleg fiind nouă, fiind cuvinte pe care nu le înțeleg. Asta e problema, că sunt unele cuvinte pe care nu le înțeleg. Când am ajuns acolo și ai retur, știu ce înseamnă, pentru că na, retur, fac și eu retur la chestii, la obiecte, la haine, așa mai departe, dar stornare. Garanții știam ce înseamnă, unele chestii le mai știu așa. Cel mai greu mi-a fost și încă mi-este să mă obișnuiesc cu produsele. Noi în fiecare săptămână avem și niște teste, după care ei ne evaluează, pentru că au nevoie să știe cât de eficienți au fost ei și cât de eficienți vom fi noi în viitorul apropiat. Și unul dintre teste, ultimul test, va fi de selectare a produselor pe raioane. Unele chestii sunt ușoare, gen mobilă sau electrocasnice, sunt oarecum ușoare, dar să mă pui pe mine la scule, să pun toate șurupurile și șurubelele și piulițele, este super greu. Bun, mai departe folosesc un blush de la Revolution. Eu îl am în nuanța Peach Bliss. M-am prietenit cu fetele. Una dintre ele a mai lucrat cu oamenii în relaționare și se vede această diferență, pentru că eu îmi găsesc puțin mai greu cuvintele atunci când încerc să vorbesc cu oamenii. Mai departe o să folosesc iluminatorul acesta de la e.l.f. Așa, și o să-mi fac sprâncenele ca să pot să fac mai departe cu ajutorul creionului de la Maybelline, Brow Precise. Așa arată. Așa, eu l-am în nuanța blond și cu gelul de la Essence. Se numește Make Me Brow, cred că l-am în nuanța 01 Blondie Brows. Programul meu este foarte, foarte plin, mă trezesc foarte de dimineață și, de exemplu, ieri am ajuns foarte târziu acasă, am avut și altele pe cap.
Dar sper să țin pasul și cu YouTube-ul și mai ales aș vrea să postez de 2 ori pe săptămână, dacă se poate. Acum o să vedem cum, ce și cum. Una dintre fete mi-a scris să vorbesc despre social media și efectele negative. Un subiect pe care eu nu l-am abordat cu nimeni, nicio conversație, pentru că oarecum fac parte din generația aceea care folosește social media foarte, foarte mult, până și la servici, nu? Folosim social media în sensul că vorbim pe WhatsApp sau pe Facebook sau așa. Ceea ce am observat este că foarte, foarte multă lume în ultima perioadă nu mai relaționează. Pur și simplu preferă să ia telefonul și să se uită pe Facebook ce a mai postat X și Y și uită să vorbească între ei oamenii. Uită să vorbească, uită să relaționeze. Și încă o chestie pe care am observat-o, nu la persoane care se ocupă, care din asta câștigă, este faptul că trebuie să arate ce fac. De ce trebuie să arăt tuturor eu ce fac? De ce trebuie să-ți arăt că, uite, eu acum sunt la Felix sau eu acum sunt la, nu știu, la nu știu ce restaurant interesant și foarte nu știu cum? Sau de ce trebuie, de ce trebuie să arăți lumii ce faci? De ce vrei să știe lumea ce faci tu? Pentru eu în ultima perioadă chiar nu v-am mai spus unde am fost, ce am făcut. Oricum eu nu știu ce o să iasă din videoul ăsta, pentru că n-am mai filmat niciodată așa ceva. Și sunt curioasă cât de mult am să tai din el. Social media în general are și efecte pozitive și efecte negative. Unul dintre efectele negative este promovarea aceasta pentru bani. Toată lumea știe ce s-a întâmplat cu Plaj Bio și așa mai departe. Dar nu știu cât s-au învățat minte. În momentul acesta al vieții, dar nu al vieții mele, nu în sensul al vieții mele, în momentul acesta al vieții pe pământ, în anul 2020, eu cred că este ok să existe social media și este la fel de ok să nu existe social media. În sensul că, de exemplu, la servici ai nevoie de social media pentru promovare, pentru comunicare între colegi, dar când ești acasă cu familia, păstrează-ți timpul pentru familie. Încearcă să te dedici familiei, să te dedici unor hobby-uri pe care tu le ai. Pentru că asta era la un moment dat o discuție între mine și Claudiu, că stăteam foarte mult pe internet și mi-a zis, dar tu nu faci nimic, nu-ți place nimic? M-a întrebat. Ba da, îmi place să mă machiez. Păi machiază-te acasă, singură, nu trebuie să te uiți pe YouTube de dimineață până seara. Nu știu dacă mă fac, nu e ca și cum ar fi certat, dar am încercat să-mi explice că petrec foarte mult timp pe YouTube și pe Instagram și pe Facebook și așa este, așa este. Bine, în ultima săptămână să știți că nu am avut timp de aflu nimic. Veneam acasă și eram pur și simplu foarte obosită, dar încerc să limitez, adică mi-ocupă foarte mult timp partea asta cu YouTube-ul. Filmat, editat, curățenie după ce fac o groază de mizerie. Bun, ideea în principal este că pentru mine social media sunt ok, dar la un moment dat, până când, de exemplu, dacă merg acasă, să știți că nu prea stau pe Facebook, pe telefon și așa mai departe, pentru că prefer să stau cu părinții mei, cu mama, cu tata, cu bunica, cu bunicul și cu cine mai vine pe la noi pe acasă, pentru că am auzit o reclamă odată la televizor, parcă, sau nu mai știu unde, la radio, că gen când o să fii bătrân, nu mai știu cum era, dar era ceva zile, când o să fii bătrân, nu o să mai poți să dai timpul înapoi și să spui oh, ce aș mai fi stat eu pe telefon, oh, ce aș mai fi văzut eu nu știu ce video. Vei spune că îți pare rău că nu ai stat cu persoana respectivă mai mult timp. Și eu nu vreau să ajung în postura aceea să spun că îmi pare rău că n-am stat cu bunica suficient timp sau cu mama sau cu tata sau cu Claudiu sau cu oricine, nu știu. Încercăm să facem activități împreună. Facem de mâncare, eu cu mama sau, nu știu, Claudiu cu tata sau cu tatălui fac grătare sau ce mai fac ei pe acolo. Trebuie să acorzi timp și tehnologiei pentru că ea evoluează și trebuie și tu oarecum să evoluezi cu tehnologia în sine, tehnologie, social media, orice, pentru că ai nevoie ca să fii în pas, să știi ce se întâmplă în lumea asta și așa mai departe. Dar trebuie să-ți ocupi timp și pentru
tine, pentru hobby-urile tale, pentru familia ta, ceea ce este foarte important. Încă un subiect despre care aș vrea să mai vorbesc, mi-a propus o fată, de fapt, să spun chestii pro și contra în a fi YouTuber. Acum, eu nu vă gândiți că sunt un YouTuber mare și mă cred un YouTuber mare. Nu, eu sunt acolo, chestiile alea de sub unghie, pentru că am peste 400 de abonați și atât. Adică nu e ceva foarte, foarte wow. Este, pentru mine este wow, sincer, este wow că am ajuns să am atât de mulți abonați. Eu nu cred că am atât de mulți prieteni, sincer, de 400 de prieteni, nu cred că am. Sunt și persoane care mă urmăresc din alte localități, din alte județe, din alte țări și chiar vă mulțumesc tuturor pentru că faceți chestia asta. Mă fac cu tuș pentru că nu pot să vorbesc și apoi revin. O să-l folosesc pe acesta de la Essence. Opa, inversie. Așa. El se numește 24 Ever Incliner și revin. Nu știu cât de profi astea ce le-am făcut eu acum, dar sunt ok momentan. Așa mă machiez în fiecare dimineață, sincer, când mă duc la servici, fond de ten, bronzer, blush, highlighter, tuș, rimel și sprâncine și aia, pentru că port mască și... Nu, nu, înțelegeți voi. E foarte incomod. Bun, să vă spun păreri pro. Ce cred eu că este pro în a fi YouTuber? Sau, da, hai să vă spun chestiile pro. Eu, pentru mine, am învățat să folosesc programul de editare, să editez clipurile, am început să mă machez mai des și să am grijă de mine mult mai des, încercând produse, creme și tot felul de chestii, am grijă de mine, oarecum. Altă chestie pro este că primesc chestii. Acum, bineînțeles, acum eu fiind o persoană foarte, foarte mică în această industrie, nu primesc atât de multe chestii pe cât poate că mi-aș dori să primesc și să încerc, dar deci pot să spun că am primit câteva chestii de care chiar am fost foarte bucuroasă. Am primit un pachet de la Pantene, unde am avut un șampon și un balsam. Am primit un pachet de la Pervol, deci despre care am vorbit în clipul trecut. Și am primit și un pachet de la La Roche-Posay, unde am avut un kit de testare, de unde am ales crema pe care vreau să mi-o cumpăr. Mai departe, ce pot să vă mai spun este pro. Comunitatea care se creează, fetele cu care am început să vorbesc, să mă împrietenesc cu ele și care ne urmărim una pe cealaltă și ne sprijinim una pe cealaltă, imaginația mea a început să prindă contur, cum să spun. Trebuie să găsesc clipuri, trebuie să mă gândesc la clipuri pentru, de exemplu, 8 clipuri pe lună. Trebuie să știu, uite, vreau să vorbesc despre asta, 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 asta. Vreau să mă îmbrac așa, așa, așa. Adică, cum zic, prinde contur tot ceea ce gândesc, îmi place ce chestia asta și pur și simplu se dezvoltă și crește această curiozitate, această dorință de a face unele chestii. Și pur și simplu, din simplu fapt că tu creezi o chestie, pentru mine este o chestie pro. Adică, având în vedere că înainte să mă apuc de YouTube, petreceam foarte, foarte mult timp pe internet și acest lucru este legat de internet, dar în sensul pozitiv, că cumva hobby-urile mele s-au întrepătruns și din chestia asta am reușit să fac ceea ce fac acum și să creez o comunitate de peste 400 de oameni pentru care vă mulțumesc și chiar sunt foarte plăcut, surprinsă că s-au strâns atât de mulți oameni. Bun. Când vine vorba de chestiile contra, ar fi odată și cel mai mare lucru este că uneori te confrunți cu lipsa de imaginație, creativitate. Nu știi ce să mai faci. De exemplu, eu îmi pregătesc lista pentru clipuri din luna respectivă și încep să fac și pentru luna următoare. Vreau să spun că pentru luna septembrie, după cum știți că eu am două tipuri de clipuri, clipuri cu de toate și clipuri doar pentru secțiunea de machiaj și beauty, vreau să vă spun că pe partea de toate mi-am găsit subiecte, doar pentru partea de beauty pur și simplu am așa un lapsus. Nu știu ce să mai fac, nu m-am gândit încă ce aș putea să fac
pentru această parte. Așa că dacă aveți vreo sugestie, nu uitați, lăsați în comentarii, pentru că de foarte multe ori eu m-am luat după comentariile voastre și am făcut ceea ce ați dorit voi să vedeți. O chestie iarăși contra, care mă termină, sincer, este faptul că nu mai am timp pentru alte chestii. Adică, având în vedere că și lucrez în momentul de față și merg și la facultate și fac și YouTube, atunci când filmez, de aceea o să vedeți că am poate același make-up sau, da, același make-up, pentru că de obicei îmi schimb bluza sau îmi fac coafura din nou. Din simplu fapt că atunci când prind o zi liberă, păi filmez. Ultima dată când am filmat 1, 2, 3, 4 clipuri în aceea zi. E mult, mult. Ca să-ți iasă niște videouri ca lumea și faine, ai nevoie și de echipament. M-a costat bani să-mi cumpăr aparat. Am nevoie de blitz, am nevoie de obiective și sunt chestii de care ai nevoie dacă vrei să faci o muncă ca lumea. Pragul pe care trebuie să-l treci, prin care să înceapă monetizarea sau să primești ceva bănuți, infim, sunt foarte, foarte puțini, este de 1000 de urmăritori. Da, deci mai am de lucrat până acolo. Însă mie îmi place ceea ce fac și am preferat să beau cafea cu voi și să filmez în același timp. Pentru că după ce termin de filmat, adică în 10 minute, să zicem, mă duc să editez. O chestie contra pe care am întâmpinat-o încă de pe la început a fost faptul că lumea este rea. Și în special femeile sunt rele. Am primit foarte multe comentarii urâte. Că sunt grasă, că am mâini urâte, că de ce port mai eu dacă am mâinile așa grase, că multe, multe chestii care m-au durut, sincer m-au durut și mă afecta mult mai tare o chestie de genul ăsta, vai ce grasă ești sau vai ce linii de tuș urâte știi să faci sau vai ce mâini urâte ai sau vai ce brațe urâte ai, ce grase ești, ce chestii de genul ăsta, decât un mesaj pe care îl primeam, faci o treabă super faină, continuă, m-am abonat sau chestii de genul ăsta. Țineam foarte mult de părerea persoanelor care sunt implicate oarecum în acest proces de creere. Până când am văzut la una dintre fetele pe care le urmăresc. Dacă vrei să comentezi ceva, comentează în cazul în care poți să modific acea chestie în maxim un minut. Nu știu. Să zicem, ți s-a desfăcut un nasture la cămașă. Vezi că ți s-a desfăcut nasture la cămașă. Eu, într-un minut, pot să-mi închid nasture la cămașă. Sau vezi că ești pătată cu, nu știu, cu tuș. Stai să mă șterg, stai să nu știu ce. Da, e ok, dar nu poți să vii să-mi spui tu mie, vezi că ești grasă, pentru că eu într-un minut nu pot să schimb chestia asta. Mie mi-a luat 6 luni să slăbesc câteva zeci de kilograme, adică e un proces aici prin care trec. În ultima perioadă nu am mai băgat în seamă comentariile acestea negative și părerile care pur și simplu nu spuneau nimic, nu aveau nimic de spus. Ce o să fac eu cu asta? N-am ce să fac. Nu este o chestie pe care pot să o repar, așa sunt, așa m-a dat Dumnezeu și așa o să rămân în continuare. Nu am cum să modific nasul, urechile, ochii, buzele, mâinile. Am învățat să mă iubesc așa cum sunt. Vă sfătuiesc și pe voi să faceți acest lucru, să faceți un exercițiu și să încercați să vă iubiți așa cum sunteți. Mie mi-a fost foarte greu în momentul acela în care am fost super grasă. N-am putut să mă iubesc, n-am putut să mă uit în oglindă, n-am putut să-mi fac poze, nu puteam, pur și simplu nu-mi plăcea cum arătam. Însă după ce am slăbit, să știți că am început să mă iubesc super tare, îmi place să mă uit în oglindă, îmi fac poze, mă machiez, sunt cea mai sexy, deci mie poate să vină să-mi spună cine vrea ce vrea că sunt grasă, pentru că nu sunt, da? Eu sunt frumoasă și atât. Cu astea fiind spuse, ca să nu mai lungesc așa de mult chestiile, vreau să vă spun că folosesc acum rimelul de la Essence și apoi am să folosesc glossul de la Fenty pe care mi l-am cumpărat recent, o să-l vedeți într-un haul care urmează să-l filmez și am să setez totul cu acest spray de la Catrice care se numește Prime and Fine. Hai, că deja ne-am întins pe jumătate de oră. Cam așa arată machiajul meu de astăzi, așa o să fiu machiată eu astăzi când am să plec la părinții mei. Încă nu știu sigur cu ce mă îmbrac pentru că afară pur și simplu plouă. Da, și nu știu cu ce o să mă îmbrac. Dar cam asta a fost videoul de astăzi. O să rămân așa pentru moment. Poate o să-mi schimb cămașa și o să mai filmez un video ca să fiu sigură și
ok pentru luni. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. În secțiunea de comentarii, eu vă invit să vă spuneți părerea personală despre subiectele despre care am vorbit astăzi sau despre ce alte subiecte ați mai vrea să vorbim, dacă ar fi să mai fac un video de acest fel. Să-mi spuneți și părerea despre acest video, pentru că sunt tare curioasă dacă vă place sau nu. Și dacă ați mai vrea să vorbesc despre chestii, în general despre viața mea sau așa mai departe. Cu astea fiind spuse, eu vă pup, vă urez toate cele bune, să aveți o săptămână frumoasă și ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!